1 decembrie este ziua tuturor românilor, nu numai a celor care trăiesc în România. Și vă doresc absolut tuturor o viață cât mai bună, o viață cât mai europeană și o viață cât mai mult alături de noi românii din România, pentru că noi suntem alături de voi. Unirea de la 1 decembrie 1918 reprezintă evenimentul principal al istoriei României și totodată realizarea unui deziderat al locuitorilor din granițele vechii dacii antice, unirea Transilvaniei cu România. Ziua de 1 decembrie a devenit, după evenimentele din 1989, și Ziua Națională a României, pagina cea mai sublimă a istoriei românilor. Românii din regiunea noastră, sub egida asociațiilor social-culturale și a Consulatului României la Slatina, anul acesta marchează cu fastul de rigoare Ziua Patriei Istorice și Zichei a românilor de pretutindeni prin diferite acțiuni culturale. Deci există cercetări arheologice prin care se poate dovedi că de cel puțin 100 de mii de ani viață a existat în această zonă. Adică pe, în zona bazinul mijlociu al Tisei și la izvoare, bazinul superior, cu toți afluenții, pentru că Tisa adună apele și de o parte și de alta, adică și din actuala Transcarpatie și din Maramureșul din stânga Tisei. Referitor la ce vă întreb, la ce mi-ați spus întrebarea, cu Maramureșul după 1919, v-aș spune că în 1919, în toamnă, în octombrie, au avut loc alegeri pentru Parlamentul României. Vă repet, în 1919. Acele alegeri au fost organizate în felul următor. Circumscripțiile electorale au fost organizate în anumite orășele și orașe, și orașul Sighetu Marmației, iar la acele circumscripții au fost arondate localitățile de pe un mar și de pe altul al Tisei. Foarte interesant pentru istoria noastră că în Parlamentul României au fost aleși deputați și senatori de către alegătorii de o parte și de alta ai Tisei, deci și de aici, de la dumneavoastră, din Slatina, din Apșe, din Biserica Albă și așa mai departe. Acei deputați parlamentari, deci, și senatori, s-au dus în Parlamentul României de la București și au votat primele legi ale statului român, legile întemeitoare ale statului român. Deci, țara noastră, România, s-a constituit și prin acel vot al acelor oameni de atunci. Ce este interesant, că n-au votat numai românii din dreapta Tisei, ci au votat inclusiv ucrainenii. De altfel, noi am avut și un deputat ucrainean, Orest Ilnitski, care a declarat inclusiv în Parlamentul României că dorește să rămână alipit la România. Dar nu vorbim noi despre trecut în sens revendicativ sau în alt sens, ci vorbim pur și simplu, cum am spus, despre personalități, ca să iluminăm niște perioade istorice. Noi astăzi nu avem dreptul să judecăm gesturile strămoșilor noștri în sens negativ. Ei atunci, după ani de zile de război, au considerat că așa este bine. De altfel, este știut și incidentul de la Alba Iulia, de la Unire, când peste 100 de mii de oameni au ovaționat trească Unirea cu patria mamă. Doar într-un singur loc s-a întâmplat un incident. Acolo o grupă mică a huiduit toată acea manifestare. Ei, acea grupă a fost din Maramureșul istoric, de la noi din Maramureș, din tot Maramureșul voievodal, care au spus: noi nu pentru aceea am venit la Alba Iulia ca pe noi altora să ne lăsați, pentru că era deviza de la Nistru până la Tisa. Și ei au Miron Cristea, viitorul patriarh al României, a spus: în desine se înțelege că în Maramureș va fi până la Carpați, numai la Seghedin va fi până la Durere. Dar revendicările acestea teritoriale de atunci au fost foarte fluide, adică și de o parte și de alta la graniță. Repet, nu putem trăi cu fața la trecut, trebuie să trăim cu fața la viitor. Iar viitorul este Europa, este, vedeți, noi cât de mult ne-am schimbat, inclusiv în abordare, în limbaj, de când avem acces la Europa. Să nu credeți că am fost foarte departe, nici măcar eu, care am un alt statut.
Nu, tot acasă am rămas să predau la facultate, tot la muzeu lucrez și așa mai departe. La acțiunile de la Slatina, dedicate Zilei Naționale a României, au participat lideri ai asociațiilor culturale românești din Ținut, primari din dreapta Tisei, oameni de bine. Manifestările de la Slatina au pus accentul pe faptul că oriunde nu ar locui românii, în orice stat, România rămâne patria istorică, de unde se trag rădăcinile strămoșilor, de unde culeg și se bucură de valorile neperisabile ale neamului și își încarcă bateriile inimii. Activitățile organizate au menirea să revigoreze în conștiința conaționalilor noștri mândria de a fi vlăstar de neam de viță veche, cu o istorie bogată și un patrimoniu cultural fără analog. Preocupările noastre pentru istoria Maramureșului sunt foarte vechi. Eu sunt în Maramureș de 42 de ani de la terminarea facultății, nu sunt maramureșan, sunt bihorean, dar preocuparea de bază a fost drumul spre Marea Unire și acel moment de mare bucurie națională care a fost adunarea de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. Pentru a găsi documente istorice, pentru a reliefa drumul maramureșenilor spre Alba Iulia, am cercetat arhivele naționale, am cercetat arhivele Maramureșului, muzeul are documente foarte importante și, în ultimul rând, arhivele persoanelor particulare, participanți la Alba Iulia. De altfel, am scris împreună cu domnul Mihai Dăncuș, fost director al muzeului, antecesorul meu, două cărți despre Marea Unire, ultima, Unirea Maramureșului cu Țara, în care am prezentat drumul maramureșenilor spre Alba Iulia, personalitățile Maramureșului și mai ales ce spuneau documentele timpului de atunci, din 1918-1919, despre Marea Unire. Lecturarea acelor cărți și acelor documente arată că a fost o mare trăire națională, un moment de cumpănă, de o oră astrală a poporului român când a hotărât să se unească cu toții într-o singură țară mare românească. De aceea, atunci când s-a făcut apelul de la Sighetul Marmației de 11 noiembrie 1918, exact în ziua în care s-a terminat primul război mondial, au fost participanți și din zona dumneavoastră, din statele românești din dreapta Tisei, care au aderat la acest manifest, care începe foarte frumos și anume spune că frații români maramureșeni au căzut lanțurile robiei de veacuri, a sosit ceasul măreț al neatârnării. O lume nouă ia astăzi ființă pe ruinele trecutului și soarele dreptății a răsărit biruitor pe cerul nostru. Sunt chemați cu toții să se organizeze la terminarea războiului în gărzi naționale, în sfaturi naționale și să aleagă delegați pentru a fi trimiși la Alba Iulia pentru a lua hotărâri istorice pentru întreg neamul românesc. După cum știți, din zona dumneavoastră au fost mai mulți participanți la Marea Adunare de la Alba Iulia, din cercul electoral Sighet, amintesc pe Mihai Dan și pe Ilie Filip, amintesc de asemenea pe Ion Bilciu Dăncuș, care era învățător în Slatina, pe fratele său Florentin, tot învățător, dar comandant al gărzilor naționale, pe Mihai Marina și pe alții care au fost și ei prezenți la Alba Iulia. Și atunci când la Alba Iulia s-a strigat "Trăiască România Mare" de la Nistru până la Tisa, o mică grupă vocifera în fața tribunelor amplasate pe câmpul lui Horea și întrebați de ce nu sunt mulțumiți, au spus: noi n-am venit de dincolo de Tisa să vedem cum vă uniți voi cu România și noi încă vrem să ne unim cu România Mare. Și atunci episcopul Miron Crisea, viitorul patriarh al României, a spus că România se va întinde până unde românii sunt majoritari, conform drepturilor etnice și istorice, și adunarea a strigat "Trăiască România Mare de la Nistru până dincolo de Tisa, trăiască maramureșenii." Dar acelea au fost timpuri trecute. În amintirea faptelor lor pentru acel moment, pentru că sunt 100 de ani anul acesta de când România a intrat în războiul mondial, s-au constituit atunci primele unități de voluntari pentru unitatea neamului românesc. În amintirea acestor evenimente, noi am organizat împreună cu Muzeul Banatului de la Timișoara o expoziție în 29 noiembrie, va fi deschiderea ei. La Baia Mare am organizat o expoziție unde sunt incluse și personalitățile din zona din dreapta Tisei, Maramureșul și Marea Unire, care va fi vernisată luni la Consiliul Județean Maramureș. Iar noi, cu ocazia Zilei Naționale, vom participa la o mare adunare la Sighetul Marmației, omagială. Vom deschide casa Mihali de Apșa, care este o casă istorică pentru poporul român, pentru că nu numai în acea casă s-au născut doi academicieni, Ioan și Victor Mihali de Apșa, ci acolo a fost și sediul practic sufletesc al armatei române, care a venit și a eliberat Maramureșul, a ajuns aici în Maramureș, în dreapta Tisei, și a ajuns în august 1919 până la Budapesta, ocupând capitala Ungariei.
toate mărturiile documentare sunt acolo sau în arhive militare și pentru a nu se uita aceste lucruri, fără ură și părtinire, noi trebuie să le prezentăm istoria așa cum a fost. Or, în secolul 21-lea, în vremurile globalizării și ale crizei mondiale, nu putem să ne permitem să trăim de pe urma meritelor altor români, ale marilor români. Nu vom face din România o țară de care să fim mândri? Așa pur și simplu, fiecare român, fiecare dintre noi ar trebui, dimpotrivă, să-și pună problema meritelor sale personale, a performanțelor atinse, a efortului lui depuse pentru prosperarea neamului. Astfel, nu numai de ziua românilor de pretutindeni, trebuie să ne amintim cine suntem, de unde venim și încotro mergem. Participăm la Marea Adunare Națională, care este la Alba Iulia. Venim cu un grup de delegați din Cernăuți, din care face parte și domnul Botoș din Transcarpatia, pentru că românii din Ucraina trebuie să fie prezenți acolo. Și mesajul nostru principal este ca statul român, prin oficialitățile sale, să ajute Ucraina cât mai curând să ajungă Uniunea Europeană, ca acolo ne-am uni cu frații noștri atât din România, cât și din Serbia, Ungaria, Macedonia și în alte părți unde locuiesc compact. În același timp, dorim ca să atragem atenția la faptul că este necesar, cât mai urgent, de introdus regimul de vize liberalizat care a fost promis pentru Ucraina și aici statul român ar trebui să își spună cuvântul său. Al doilea moment la care am atrage atenția că în ultimul timp au apărut niște mișcări care încearcă să tensioneze toate situațiile care sunt în zonă, iar noi am dorit ca relațiile între două țări, mai ales în ceea ce se referă la colaborarea transfrontalieră, trebuie să fie din ce în ce mai bune, iar asemenea manifestări, cum sunt organizate aici în Apșa, Slatina, în dreapta Tisii, să aibă loc în celelalte zone ale Ucrainei, atât cu suportul forțelor și organizațiilor din România, cât și a organizațiilor care sunt în Ucraina. Deci prezența noastră ar spune tuturor despre aceea că indiferent din ce colț al lumii se adună românii, se adună cu un gând bun pentru ca să fie mai prosperi, să amplificăm dialogul între zonele românești din colțurile lumii, mai ales a românilor din jurul României, care avem și noi o soartă specifică, fiecare în felul lui, da? Și care, desigur, că să se audă că dorim să ne păstrăm identitatea națională, să fim buni cetățeni ai statelor de unde venim și să ne mai întâlnim și să putem dialoga și în continuare, mai ales că înaintașii noștri au făcut un efort atât de mare și noi cei care venim trebuie să cunoaștem și istoria, să ne păstrăm tradițiile noastre, să fim buni români și totodată buni cetățenii statelor noastre. La mulți feritate patriei noastre istorice, România, și să dea bunul Dumnezeu să ne vedem și la simpozioanele de aici, de la dumneavoastră din Transcarpatia, de la noi, de la Cernăuți, de la Odessa și din alte colțuri ale lumii de unde ne vin reprezentanți ai neamului românesc. Mesajul nostru nu poate fi altul decât acela care a fost dintotdeauna, acelor care au vrut să fie împreună, inimă lângă inimă, gând lângă gând, speranță lângă speranță și de aceea, iată că au trecut 98 de ani de când de la Alba Iulia a răsunat acea chemare extraordinar de frumoasă, veniți la Alba Iulia. Și noi, românii de pretutindeni, din toate provinciile românești, din toate acele teritorii unde am locuit de-a lungul secolilor, mileniilor, venim la Alba Iulia pentru a afirma încă o dată dorința noastră de a fi cu toți românii împreună, de a fi una, de a fi la un loc și de a ne simți mai bine și mai puternici, pentru că acolo unde-i unul nu-i putere, iar unde-i doi, puterea crește și dușmanul nu sporește. În timpurile noastre, cu părere de rău, dușmanii se înmulțesc, nici nu știi din care parte apar. De aceea, eu cred că datoria românilor de pretutindeni este să
fie la un loc în cuget și în simțiri, să creadă, să spere și să facă tot posibilul pentru a consolida unitatea noastră națională, pentru a face tot ce este posibil, ce ne stă în puteri, ca să ne apărăm identitatea noastră națională, să ne apărăm idealurile noastre dintotdeauna și, de ce nu, să ne sprijinim unii pe alții, pentru că timpurile pe care le trăim ne pun în față fel de fel de provocări destul de primejdioase, care ne pot duce la dezbinare, și dezbinarea este cel mai crunt dușman al neamului nostru. Ori încă Herodot spunea că atunci neamul nu poate fi învins atunci când este împreună, când toți frații sunt împreună. De fapt, și în Sfânta Biblie scrie ce bine e când frații sunt împreună. Deci trebuie să facem tot posibilul pentru a fi întotdeauna împreună și la bine și la rău, căci atunci mai ușor ne vine să trecem peste toate greutățile acestei vieți, care, cu părere de rău, devine din ce în ce mai complicată, din ce în ce mai grea, din ce în ce mai neplăcută pentru mulți dintre noi. La astăgasă de români, belșug și veselie, bogată roadă la vreme, ploi și soare. Viața se vie rara și-o dalbă se Să umbli
Señor, ¿cómo hará ti? La de la de la de la la de la de la de la Sara lui ar veni La de la de la de la de la Señor, ¿cómo hará ti? La de la de la de la la de la de la de la Sara lui ar veni La de la de la de la de la Cât ar fi iară bal de teasă La de la de la de la la de la de la de la N-are mirosul de acasă La de la de la de la de la Este prea mult La de la de la de la La de la de la de la Mai are altul gând La de la de la de la de la Numai acasă să ajungă La de la de la de la La de la de la de la Cât ar fi calea de lungă La de la de la de la de la Să ajungă la neamul lui La de la de la de la La de la de la de la Sole del cielo a tu anda, ay la de la de la de la de la de la, el sol de la serena, ay la de la de la de la de la de la, ay ha. Și din gură mi-o cântat Hai, la, 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 la Ai m-o stropit cu mustuioc Hai, la, 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 la Să avem lume noroc Hai, la, 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 la Să fiu floare între clori Hai, la, 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 la Și picioare între picioare Hai, la, 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 la La vechi să le fiu drag Hai, la, 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 la O făcut baie ca picior Hai, la, 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 la Să le cânt oamenilor Hai, la, 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 la Să vă arăt cum știu să-mi șocu Hai, la, 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 la
faceți un pic de loc, hai la 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 la, să vară cum știu să jocu, hai la 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 la, o pochim ca să ai o cheală, hai la 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 la, rămăsă-i mătal pe bol, hai la 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 la. Stai jocul să-l jucăm, îi plăci pe s-o mâncăm. Ai hulop și ho-ho! Ai învechi chiar pe mine, ta-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la, că nu joci cu fiecine, ta-i-la-i-la-i-la-i-la. Învechi chiar pe mine, ta-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la, că nu joci cu fiecine, ta-i-la-i-la-i-la-i-la. Că mă vezi că-n suma foc, hai la 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 la, și la lucru și la joc, hai la 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 la. Hai hop 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 și iară iară, corul din pământ să sară. Ai cu hop și hop hop, ei bine-mi pare că s-a cit, hai la 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 la, lângă zahii am îngrit, hai la 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 la. Ei bine-mi pare că s-a cit, hai la 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 la, lângă zahii am îngrit, hai la 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 la. Hai de mine cum mai șoc, hai la 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 la, că te mândram-ntor, hai la 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 la. Că noi moții când jucăm, hai la 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 la, ochii la mândrățâniem, hai la 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 la. Hai mei, așa, ha, 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 ha! Păi, mântrule, mi-a pus mie dată, hai, 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 hai! Păi, mântai, vine mi-a odată, hai, 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 hai! Păi, sâmbăta o ajunai, și nimic nu căpătai, și nimic nu căpătai, măi, hai, 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 hai! Știu întu-ți eu, draculele, că n-ai gura păinele! Păi hop, leliță cu cătrință, hai la de la de la de la. Păi dă-mi și mie o guriță, hai la de la de la de la. Hop, leliță, lelișoară, nu lăsa picior să moară, nu lăsa picior să moară, hai la de la de la de la de la de la. Păi nu lăsa picior să moară, pentru un pic de gurișoară. Că pentru o țără și cu treabă, hai la 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 la. Păi nici e poparul ce-ntreabă, hai la 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 la. Păi pentru un pic de sărutat, nici poparul de păcat, nici poparul de păcat, păi hai la 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 la. Păi nu da domnul Șoptica, lărița pămâna mea. Mândria de a fi român e ceva care trebuie luat nu ca un punct de plecare, ci ca un scop de atins, spunea un mare eseist. Faptele noastre, a celor adulți, vor deveni un combustibil energizant pentru generațiile în creștere. Și atât timp cât la noi se vor organiza manifestări la început de decembrie, cu siguranță că în memoria colectivă se vor păstra cei care au murit pentru noi, străbunii care au udat cu sângele lor pământul, pentru că noi să avem o patrie istorică liberă, o credință creștină și fiind cetățeni ai Ucrainei independente să ne putem mândri că suntem români.